această intervenție. Ați lămurit oarecum această dilemă? Câți kilometri de autostradă vor fi dați în folosință până la sfârșitul acestui an? Au fost mai multe cifre avansate. 100 de kilometri, spuneți dumneavoastră, că vor fi realizați până la sfârșitul anului. Bună ziua, doamna Porumbel, bună ziua și invitaților dumneavoastră din platou. Într-adevăr, în ultima perioadă au planat mai multe cifre. Știți foarte bine, când am început mandatul de ministru, fusese avansată cifra de 180 de kilometri, avansat de fostul director de la compania de autostrăzi, domnul Narcis Neaga. După aceea, tot în spațiu public, a apărut un raport din partea Ministerului Transportului, un așa zis raport care mi s-ar fi atribuit mie, că l-aș fi făcut eu, dar nu este cazul, unde se vehiculau 61 de kilometri. Eu am spus în toate intervențiile și astăzi când am prezentat bilanțul la 6 luni al Ministerului Transportului, am spus că vom da în folosință până la sfârșitul acestui an, în circulație, 100 de kilometri, aproximativ 100 de kilometri de autostradă. Am spus și loturile pe care le vom deschide. Chiar am anunțat cu ceva timp în urmă că în următoarele 2 săptămâni vom deschide cele 2 tronsoane, Lugoj-Deva, lotul 3 și lotul 4, astfel încât se va circula de la Sibiu până la Nădlac la profil de autostradă, mai puțin acel segment de 8 km, unde trebuie să știți foarte bine, avem de construit acele viaducte pentru urși și lupi, care costă undeva la 280 de milioane de euro. Da, avem și noi aceste tronsoane de care vorbiți, îi rog pe colegii mei să le afișeze. Domnule ministru, această estimare de 61 de kilometri este făcută de un director care lucrează în Ministerul Transporturilor. Doamna Porumbel, este făcută de un director care joi va pleca cu mine pe șantiere să vadă exact cum se lucrează. Directorul este directorul de la organismul intermediar, cei care se ocupă practic de accesarea pe fonduri europene, de implementarea și alocarea de fonduri pentru a implementa proiectele pe programul operațional de infrastructură mare. Directorul a făcut o evaluare proprie a lui, una realistă și una pesimistă, avea 2 variante. O să vadă varianta realistă. Nu s-a consultat nici cu mine, nici cu directorul de la CNAIR, nici cu un constructor în momentul în care a avansat această cifră. Tocmai din acest motiv i-am spus directorului că va pleca pe șantiere să vadă exact cum se lucrează și el în România, pentru că avem constructori buni care construiesc, constructori români, care își fac treaba și care își vor finaliza lucrările așa cum și le-au asumat în contractele pe care le derulează. Bun. Deci spuneți că îl veți lua pe acest director pe șantiere ca să vadă care e diferența între optimism, nu? Și ceea ce se întâmplă în realitate. Exact. Între realitate și statul în birou. Pentru că asta le-am spus la toți. Și la cei de la autostrăzi. La cei din minister, pentru că direcția de care v-am spus mai devreme de acest director are și o direcție care se ocupă de monitorizare. Monitorizarea se face în șantier, nu din birou. Dar aici este o altă discuție, pentru că am anunțat deja că voi face anumite restructurări la mai multe companii din subordinea ministerului, printre care și compania de autostrăzi, și cu siguranță va urma și o remodelare și o regândire a organigramei Ministerului Transporturilor, unde vom mai subția, bineînțeles, și rândul persoanelor care nu și aduc valoarea adăugată în munca pe care trebuie să o depună. Aici voiam să ajung la disponibilizări. Practic spuneți că veți face, cum ați spus, veți modela organigrama și din minister, dar și din companiile din subordine? Da, pentru că am constatat, acum vă dați seama că sunt al doilea mandat în Ministerul Transporturilor și am constatat, spuneam așa, că sunt anumite persoane care parcă sunt nemuritoare în companiile astea. Și care în loc să se blocheze, în loc să vină cu proiecte noi, în loc să vină cu soluții, am constatat că mai mulți țin în loc anumite proiecte. Și am dat chiar astăzi exemplu la conferința de presă, la compania de autostrăzi, avem 32 de directori. 32 de directori, rețineți, da? La compania de drumuri, 32 de directori la central, că ei mai au și de RDP-urile. Eu numesc tot timpul, spun compania de autostrăzi, că de fapt se numește Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, dar ca să se leagă tot poporul, compania de autostrăzi. Sunt și de RDP-urile, dar eu vorbesc de aparatul central. Sunt 32 de directori. Domnul Neac, a fost un director, vrea să modifice organigrama și să facă undeva la 40 de directori. E, iată că de data asta, noul director va subția foarte mult organigrama. Totodată am cerut ca toate proiectele să fie comasate într-un loc. Nu trebuie să alege funcționarii cu hârtii dintr-un birou într-altul, într-un birou se ducă pentru expropriere, într-un birou se ducă pentru partea de avizare pe mediu, într-un birou se ducă pentru partea de indicatori tehnico-economici. Toate trebuie să fie comasate. Era pur și simplu așa cum era gândit înainte. Eu nu i-am spus domnului Neagă, i-am atras atenția de numărate ori. Trebuie să unifice, trebuie să aibă totul o logică. Bun, și omul, când se întâmplă acest lucru, domnule ministru? Când se întâmplă acest lucru? Când vom vedea cei 32 de directori că nu vor mai exista în organigramă, nu știu, vor fi jumătate, cred că jumătate se face și treabă, nu? 15 directori
Oricum mi se pare eu mult. Eu vă spun că și cu mai puțin, și cu mai puțin da, se exact, face și treabă. Cu mai puțin se face treabă. Când vedem lucrurile astea? Păi, au timp 2 săptămâni să-mi aducă toți directorii, și aici când vorbesc, toți directorii vorbesc. Deci, de infrastructură, de CNAIR, de Tarom, Compania Națională Aeroportul București. Toate companiile au 2 săptămâni să-mi aducă organigramele, să le văd așa cum le vor implementa în perioada următoare, cu partea de șefuți, director și așa mai departe, mult diminuată, și vreau să accentăm foarte mult investițiile, pentru că sunt companii care trebuie să facă, trebuie să investească, nu trebuie să producă hârtiele, trebuie să producă produsul finit. În cazul autostrăzilor, să avem autostrăzi, drumuri naționale, la aeroport să modernizăm pistele. La și la CFR-uri, domnule ministru, și acolo sunt, cred, foarte mulți angajați, nu știu dacă sunt și foarte mulți directori. Probabil că veți lua o decizie în funcție de aceste rapoarte care vor veni, spuneți, în 2 săptămâni. Mulțumesc pentru intervenție. Îl salut și pe domnul Vasile Marica, președinte SEDLEX, care a răzbit, nu? Am răzbit. În trafic și ați ajuns o oră a stat. Da. Da. Tocmai vorbeam, domnule Marica, despre disponibilizări în companiile din transporturi. Ne dădea un exemplu ministrul transporturilor, 32 de directori la compania de drumuri. Nu vă dați seama ce ori face 32 de directori în compania de drumuri? Facem pic. Disponibilizarea asta înseamnă oameni sau directori? Directori. Păi directori înseamnă că poate să treacă pe funcție inferioară să-și facă altă treabă. Și înseamnă că instituția a avut nevoie, dar toate instituțiile sunt pline de șefi și șefuleți.